Nu puține au fost cazurile în care jucăriile oferite pentru amuzament și dezvoltare personală celor mici s-au dovedit a fi periculoase și, în ultima instanță, cauzatoare de moarte. Unii dintre romașcani au dovedit astăzi că știu să-și ferească pruncii de astfel de pericole frumos colorate. Ei, cumpăr jucării pentru vârsta lui. Sunteți atentă la vârsta inscripționată? Da, normal. Pentru că e periculos. Jucăriile de la o vârstă mai mare, pentru el e foarte periculos, că poate băga în gură și poate să înghită, nu? Da, se poate neca. Normal, normal, niciodată, nu. Sunteți atent atunci când le achiziționați? De obicei, da. La ce acordați maximă atenție? Să nu aibă piese mici care pot fi înghițite, să fie adaptate vârstei, materialul să fie de calitate, cam astea. De ce credeți că este important să acordați atenție acestor detalii? Pentru siguranța copilului, pentru sănătatea lui, sunt importante criteriile acestea. Le verific, mă uit, da, tot timpul. De ce este important? Păi copilul, ea este la o vârstă fragedă, poate să le bage în gură, poate să fie orice fel de problemă, vă dați seama, nu? Poate să le înghită, poate să lovească, poate, eu știu, poate să nu știe să le folosească fiind... Trebuie să fie pentru vârstă adecvată, să uită pentru vârsta lui, în general, să fie calitativ. Unii dintre părinți afirmă că sunt și situații în care copilul primește drept cadou o astfel de jucărie, împrejurare în care, pentru câteva minute, supraveghează copilul cât timp se joacă cu ea. Alții susțin că jucăriile ar trebui să fie drastic verificate de organele abilitate. Primește, într-adevăr, cadouri de la apropiați, de la rude, care n-ar fi chiar în regulă. Mai acceptăm și așa. Dar întotdeauna îl însoțiți când se joacă, da, să înțeleg. Da, chiar da. Dacă le apucă să le vadă și refuză să le mai... Da, păi asta e greu, că nu mai poți să le iei din mână sau să nu-i dai voi odată ce le-a văzut. Și atunci stați lângă el? Îl supraveghem, da. Trăim în România. Trăim în România și credeți-mă că aici se poate întâmpla orice. Puteți, chiar dacă nu le verific eu, ar trebui organe abilitate să le verifice. Ați văzut dumneavoastră pe cineva să verifice? Pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor există informații despre pericolul jucăriilor neconforme. Unele dintre ele avertizează persoanele care le achiziționează să acorde atenție la următoarele aspecte privind coordonatele producătorului și ale importatorului, numărul unic de identificare a jucăriei și marcajul de conformitate CE, care conduce la supoziția că jucăria este sigură. De asemenea, fraza de pe ambalaj în care se specifică vârsta indicată când copilul ar trebui să se joace cu jucărie respectivă ar trebui să fie căutată și citită de către părinți.